Salutare tuturor din Cluj-Napoca. Mă aflu în orașul vechi. M-am gândit, hai să fac o mică excepție și să vă arăt și o mică parte din orașul vechi, deoarece zona Mihail Cogălnicianu a fost total reamenajată. Mă aflu lângă Bastionul Poetorilor și mă voi îndrepta spre strada Universității. Și acest loc va fi, de fapt, un vlog bilingv. O să vorbesc un pic și în limba maghiară. Sziasztok, köszöntök minden egyes nézőt Kolozsváron, az Óvárosból, a Szabók bástája mellől. A mai vlog az Óvárosról fog szólni, ugyanis a központnak egy része fel lett újítva, és ezt fogom nektek megmutatni. Tartsatok velem! Așa se prezintă Bastionul Croitorilor, care se poate și vizita în fiecare zi. Ines că s-a bucbașa, amit minden nap meg lehet látogatni. Așa cum vedeți, această zonă s-a făcut zonă pietonală, ceea ce zic eu că e o idee foarte bună. Am uitat ce tocmai aici șetaluță, am uitat ce noi un jó ötlet. În față puteți vedea Biserica Reformată Centrală sau Biserica Reformată de pe strada Ulița Lupilor, pentru că mai de mult această stradă se numea Ulița Lupilor. Este o biserică veche de câteva sute de ani. Biserică construită în tip gotic. Kedves örömről kette. Halálmörgés, siralom. Cum se numește Mihai Cogălnicianu. Așa cum vedeți, încă nu s-a finalizat în totalitate. Întlată cea toc, meg nincen teiesen kész. Ez a Farkas utcai templom, ami már több száz éves, több száz éve épült, és gótikus stílusú épület.
látja, itt van a Farkas utcai református templom, itt van a református kollégium is. Amit láthatjátok. S-a făcut frumos. Așa cu copaci, cu copacii plantați, arată frumos. Aici este Colegiul Național Emil Racoviță. Galeria de artă academică. Frente meg is jól néz ki. Így fákkal. Mi a véleményetek? Nyugodtan írjatok egy kommentet. Szerintem jó ötlet, hogy tilos autókkal. C'è parere avete questa casta straduzza? Puteți lăsa un comentariu. Mie personal îmi place că nu e voie cu mașini și că au plantat copaci noi. Sunt și câțiva turiști, unii ai turiști aici. Aici, ci puteți vedea facultatea Babeș-Bolyai, o clădire uriașă, așa cum vedeți și voi. Este o clădire uriașă. Ez a Babeș-Bolyai Egyetem, egy hatalmas épület, amit láthatjátok. Universitatea Babeș-Bolyai. Aici este liceul teoretic Bátor István,
Itt látható a Bátor István Elméleti Líceumnak a nagy épülete, mert kettő van. Maestrenko clădire, aceasta era clădirea mare, cea din față este clădirea mică. Statuia a ajuns înapoi, a soborvit, s-a cheruit o haire. Și vedeți și sala universității, e tot o zonă pietonală. Vedeți atât de că o zonă de temuța aia și dialogoși uțălăt. Frumos. S-a făcut frumos. Szépen megcsinálták. Așa cum vedeți, mai sunt și restaurante, mai găsești și câte o cofetărie. E zona centrală, nu? Mă aflu chiar în zona 0 al orașului. Teljesen a központi részében vagyok a városnak. Mint láthatjátok, van egy-egy cukrászda is. Vagy egy-egy vendéglő. Și clădirea cea mare pe care o vedeți este Biserica Catolică din oraș, care este cea mai înaltă biserică din Cluj, cu o înălțime de aproximativ 75 de metri. Templul, amit láthattok, az a Szent Mihály templom, ami városunk legmagasabb temploma, körülbelül 75 méter magas, és körülbelül az 1400-as években épült, majd később fel lett újítva. Biserica Sfântul Mihály a fost construită undeva pe la anii 1400 și, dar mai târziu a fost modificată. Și cam așa arată zona respectivă. Puteți lăsa un comentariu sau, dacă doriți, puteți să vă și abonați pe canalul meu. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și să aveți o zi superbă! Körülbelül ennyi volna a mai vlog. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Ha tetszett a tartalom, nyugodtan osszátok meg másokkal is, hogy eljusson minél több emberhez. Köszönöm, velem tartottatok, legyen egy nagyszerű napotok. Peace, sziasztok! A módszerűen ezt kömátszor merít, hisz a vécózi szuperban.
Peace.